cu fruntea până sus la nor, codrită-i străbunii și întinsele câmpii. Leagă-mi sunt de viacuri pentru ai tăi copii. Maică Românie din veci pe acest pământ, pe ale tale brațe români au fost și sunt. Ceremonialul militar și religios închinat acestei sărbători. Gardă Valneț! Gardă Drept! Pentru nord spre stânga. Interpretat de Diandra Bancu, acompaniată de Ștefan Buzdugan la pian. Gardă pentru onor, înainte! Acum
țeardă, soardă, la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată croiește țeardă, soardă, la care să se închine și cruzii tăi dușman. La mulți ani, România! Gardă, drept! În continuare se oficiază ceremonialul religios. Pentru oficierea serviciului religios, gardă de scope, priți! Gardă pe loc, repaus! Și pururea și de vecii vecilor. Vă invităm pe fiecare dintre dumneavoastră să rostiți dintre unul cu noi rugăciunea domnească Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și ceatru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm! Ca niște romi nefrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi, ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor. Cu sârguință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Tămâie cu bun miros, bine primită să fie întru tot bunule stăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavei tale. Și ca un îndurat trimite totdeauna robilor tăi milele tale cele bogate, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Păvește biserica ta cea sfântă și țara aceasta de toată răutatea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, dăruind întregului tău popor lungime de zile fără de păcat, sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești, ne rugăm ție, tot îndurate împărate, auzi-ne și ne miluiește! Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre. Și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, pomenă și binecuvintează moștenirea ta, biruința binecredicioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici. Această rugăciune de mulțumire bunătății tale, pentru binefacerile ce au fost revărsate asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, ci ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul
Te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne pe noi de toată răua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii Marii Uniri, pe toți eroii, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele tău. Și ne învrednicește pe noi, pe toți, ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al tău Părinte și prea sfântului și bunului și de viață păcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează! Și la cea înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale sfinților slăviților, întot lăudaților apostoli, a sfinților drept Dumnezeu, Sfânt Ioachim și Ana și pentru ai tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Ocazia zilei din 1 decembrie, Ziua Națională a României. Marea Unire de 1 decembrie 1918 reprezintă actul fundamental care a contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale acestui neam și care a marcat istoria țării, creunând în timp ideea de Românie modernă între statele independente ale Europei. La împlinirea 101 ani de la Marea Unire, avem datoria nu doar de a comemora faptele nemuritoare ale celor care au înfăptuit-o, ci și de a lupta pentru păstrarea patrimoniului material și spiritual, lăsat moștenire de ei, de a le arăta că faptele noastre de astăzi împlinesc idealurile pentru care ei s-au jertfit. Un român autentic își asumă istoria neamului său și gândește cu recunoștință la cei ce au înfăptuit-o. Oricât de risipiți am fi prin lume și oricât de mult am adunat și admirat civilizațiile marilor puteri mondiale,
să facem un recurs la memorie, să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravi ostași români căzuți la datorie, cu arma în mână și gândul la Dumnezeu, țară și familie, l-au așezat la edificiul României mari. Dragi români, dragi romașcani, vă reamintim că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost serbată într-o zi de duminică, dobândind prin aceasta o semnificație simbolică ce ne duce cu gândul la învierea Domnului Iisus Hristos din moarte și la reînvierea națiunii române din negura uitării. După 101 ani de la răsunătorul eveniment, ne găsim din nou în zi de duminică, omagiind faptele nemuritoare ale românilor de altă dată, cu speranța că și generația de astăzi, a celor care conduc destinul acestei țări, va lupta pentru unitatea, libertatea, demnitatea și prosperitatea românilor de pretutindeni. Iar aceasta cu atât mai mult cu cât, la sfârșitul acestei luni, vom comemora numele celor care, cu gândul la libertate, și-au sacrificat viața în urmă cu 30 de ani, pentru ca noi astăzi să ne putem exprima liber gândurile, să avem acces la educație, să călătorim liber, să ne putem bucura de frumusețea acestei lumi binecuvântată de Dumnezeu. Cu inima la jertfa lor, curată și cu gândul la idealul Marii Uniri, să rugăm pe Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, duminică 1 decembrie 2019, și să ocrotească România și pe român păstrându-i în unitate de neam și de credință. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Urmează alocuțiunile cu ocazia Zilei Naționale a României. Acope! Riți! Îl invităm pe primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, să ne adreseze mesajul gardă pe loc, cu prilejul Zilei Naționale a României. Ucenici, părinți, stimată doamnă prefect, domnilor parlamentari, domnule comandant, dragi români, dragi romașcani, bine ne revedem. Poate că mesajul pe care vreau să vi-l transmit este scurt, dar este din tot sufletul meu. La mulți ani, România, generații de romașcani, își împletesc destinele într-o frumusețe de oraș. Vă invit să ascultăm glasul puternic al romanului. Scumpă țară românească, cuibul care ne-a născut, a mea frunte ce se înclină ca înaintea unui sfânt. Episcopia Romanului a fost păstrătoare întotdeauna a culturii și spiritualității orașului. În această curte a episcopiei a luat ființă primul spital, Spitalul Precista Mare la 1798. Nicolae Iorga spunea că istoria este cartea de căpătâia unui popor. Cine nu-și cunoaște istoria propriului popor, acela nu poate construi nici viitorul țării sale. Sunt pasionat de istorie. Îmi place să-mi petrec vacanțele de vară în tabe arheologice, deoarece sunt de părere că este important să descoper istoria eu. Educația este zestrea cea mai importantă a unui popor. Este seva care alimentează spre progres. Un tineret bine educat este chezășia bunăstării unui popor. Am primit șansa să învăț la Colegiul Național Roman Pădă, unde mi-am făcut mulți prieteni, unde am învățat foarte multe de la niște profesori excepționali. Biblioteca este instituția de cultură care adună valori. Lectura nu poate fi decât ceea care deschide orizonturi noi. În clădirea bibliotecii, printre rafturi,
Ne așteaptă multe povești frumoase care să ne bucure inima. Frumusețe de bibliotecă, frumusețe de oraș, la mulți ani România. Iubesc muzica pentru că, indiferent de naționalitate și indiferent de vârstă, ne unește. Dirijorul, compozitorul și pianistul Sergiu Celibidache este cetățen de onoare al Romanului. Noi trebuie să avem astfel de oameni pentru a ne reprezenta țara. Celibidache se considera el însuși ca fiind un bun român. Fiul maestrului, Serge Ioan Celibidache, spunea: tatăl meu a purtat în casă steagul României până la moarte. Țara noastră e țara sfântă, de Dumnezeu o păzită. Avem o țară de sfinți, de eroi și de părinți. Prin acest muzeu, noi trebuie să educăm tânăra generație pentru a se raporta, în primul rând, la adevăratele valori, pentru că numai așa putem dăinui în timp. Frumusețe de muzeu, frumusețe de oraș, la mulți ani în România. Evenimentul unic de la 1 decembrie 1918 reprezintă pentru România cel mai culminant moment din istoria acesteia. Drept dovadă, muzeele și colecțiile istorice reprezintă carte de identitate a României. Frumusețe de parc, frumusețe de oraș. La mulți ani România! În continuare, are cuvântul doamna Daniela Soroceanu, prefectul județului Neamț. Poate fi mai frumos decât acest film? Felicitări, Romașcani! Emoționant! La 1 decembrie, România sărbătorește Ziua Națională, ziua întregirii neamului românesc și a Marii Uniri, eveniment fundamental al istoriei noastre moderne, fiind rezultatul dorinței de viacura românilor de a realiza unitatea națională și statală a poporului român. Sub cupola istoriei ne reunim din nou pentru a omagia trecutul, prezentul și viitorul nostru. Consider colecția cea mai valoroasă pe care ne oferă atât generația de la 1918, cât și provocările contextului actual, este aceea a solidarității, a coeziunii și a patriotismului. Cred cu toată convingerea că numai împreună putem valorifica potențialul imens de care dispunem în vederea binelui comun. Datoria noastră este de a încredința spiritul neamului românesc generațiilor copiilor noștri, pentru că viitorul aparține celor mândri, puternici, liberi, cu credință în Dumnezeu și în valorile tradiționale. Vorbesc despre țara mea dragă în cea mai frumoasă zi, Ziua Națională. Indiferent de viziuni și opțiuni, cel mai frumos cadou pentru România este ca vocile românilor să se adune într-un singur ecou și să rostească, haideți împreună, trăiască România! Trăiască România! Vă doresc tuturor sănătate, viață lungă, putere de muncă și realizări pe toate planurile. Iar această zi specială să vă găsească împăcați sufletește, dedicați semenilor și devotați valorilor noastre naționale. La mulți ani România, la mulți ani români! Are cuvântul domnul senator Dan Manoliu. Seara, Romașcani. Într-adevăr, am văzut un film frumos, un film emoționant. Este un oraș frumos, orașul nostru. Astăzi e o zi frumoasă, e o zi de sărbătoare și vreau să vă mulțumesc tuturor romașcanilor care an de an, în această frumoasă zi, vă adunați aici, alături de noi, în această piață, pentru a cinsti înaintașii, pentru a cinsti Ziua Națională a României și mai ales pentru a arăta că sunteți români, pentru a arăta că suntem mândri că suntem români și de aceea venim cu sufletul deschis, uitând de patim, uitând de suferințe
cu bucurie, cu mândrie, să ne sărbătorim țara și neamul. De-aia vă spun din tot sufletul, vă mulțumesc, Romașcani, trăiască România, la mulți ani români, la mulți ani Romașcani! În continuare are cuvântul domnul deputat Iulian Bulai. Romașcani, dragă Diandra, dragă Ciprian, felicitări, mulțumim, ați interpretat extraordinar imnul României. Haideți să-i aplaudăm. Acum 100 de ani, pe buzele și în gândul românilor, erau următoarele cuvinte. Zvon, descurajare, decepție și cu toate acestea, Ionel Brăteanu se întorcea de la conferința de pace de la Paris cu o victorie, cu România mare, unită. Acum 30 de ani, următoarele gânduri erau în mintea multor români. Apa este otrăvită, teroriștii sunt pe stradă, se sparg magazinele și se pornesc incendii. Toate acestea s-au arătat a fi fake news-uri, minciuni, manipulare. Acum, în mintea multor români și romașcani, următoarele gânduri sunt o realitate. Nu ne mai facem bine ca țară. La ce să te mai întorci în țara asta? Copiii noștri nu se mai întorc acasă. Îmi doresc din inimă ca aceste gânduri, în perspectiva anilor care vor urma, să rămână doar griji și frici și atât. Aseară târziu, când încercam să fac acest discurs, îl sun pe profesorul meu de limbă română, domnul diriginte Ioan Democ, și îl întreb, domnule profesor, ce să vorbesc la lume? Aș vrea să vorbesc despre eroi. Dânsul îmi spune, Iulian, vorbește despre solidaritatea în bine, despre cât bine se întâmplă în această societate. Și cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire și mulțumire tuturor organizațiilor unde, în Roman și în zona metropolitană, acționează zeci, sute de voluntari pentru binele a mii, zeci de mii de persoane. Mușatini, People to People, UN Youth, Cult, Ator, Murialdo, Iubire și Speranță, Fundația Pacea, Fundația Episcop Melchisedec, Banca de Alimente, Fundația Anton Durcovici, Asociația Persoanelor cu Dezabilități, MTB Roman, Caritas, Anima Inteligenția, Iubire, Speranță și Ajutor, Fundația Marta, Născută Înger. Vouă tuturor, vă mulțumesc din inimă. Voi aduceți plus valoare comunității noastre. De asemenea, mulțumesc și tuturor agenților economici care fac antreprenoriat social și care permit ca toate aceste activități să se petreacă. Un ultim mesaj transmis de la o persoană care acum se află în public și care atunci când am intrat în primărie, acum jumătate de oră, mi-a spus așa: acel microfon este al nostru, al tuturor, nu doar al vostru, politicienilor, și să știe toată țara. Poate că la anul avem nevoie de mai puține artificii și mai multă apă la robinete. La mulți ani, Romașcani, la mulți ani, România! Are cuvântul domnul deputat Laurențiu Dan Leureanu. Domnule primar, domnilor parlamentari, preacucernici, părinți, domnilor comandanți, dragi ostași, lucrători în sistemele naționale de apărare, de intervenție, situații de urgență, salvare de vieți, dragi prieteni romașcani, 1 decembrie 1918, 1 decembrie 2019. Mereu vorbim și mereu vom vorbi și mereu se va vorbi. O zi reper, un catarg spiritual
al nostru, al românilor. În spatele lui, Tudor Vladimirescu, 1821, pașoptiștii cu marele idealul, mica unire, războiul de independență, războiul întregirii și desăvârșirea idealului, marea unire. Prea puțin se vorbește despre ce a urmat acum 100 de ani, 1919. 5 ianuarie 1919, când ia ființă Partidul Național Socialist German, cel care avea să producă cea mai mare conflagrație mondială, sângeroasă, plină de durere și zbucium. În februarie, pe 3, are loc invazia armatelor rusești în Ucraina, iar apoi, în martie, are loc primul congres a Cominternului Internaționala Comunistă. Iată România, vector, stâlp între ceea ce avea să fie nazismul, dar și ceea ce avea să fie comunismul exacerbat, bolșevismul. România este stâlp, este stabilitate. Să nu uităm că România a intrat și a mers cu libertate, cu bună credință în Budapesta și în Viena, eliberând de jucul bolșevic aceste state. Și apoi, în ordine, disciplină și demnitate, armatele noastre s-au retras în țară. Avem așadar o perioadă grea pe care România a gestionat-o cu demnitate, curaj și patriotism, culminând cu acea conflagrație al doilea război mondial, în care am dat jertfa noastră parcă pentru o întreagă eternitate. Vorbim de Ziua Națională. Ziua Națională este vibrație. Este vibrația care se ridică din țărâna în care își dorm somnul de veci și Mircea, și Mihai, și Ștefan, și Cuza. Vibrație care se ridică prin cățuia preoților și ajung în sufletul, în inima noastră, de unde ricoșează îmbrățișând sufletele românilor și din Italia, și din Germania, și din Spania, și din Anglia, și din America, și din Japonia. Iar de acolo se întorc în suflete brave de români care luptă în Afganistan, în Irak. Vorbim mereu de trecut, dar trebuie să avem în față prezentul. Avem bravi ostași care au luptat și care luptă în teatre de operațiuni. A fost astăzi organizată după amiază această festivitate pentru a da prilejul romașcanilor să poată vedea și ceremoniile de la București și Alba Iulia. Am văzut cu toții, cu inima plinsă de bucurie, acele ceremonii, acele manifestări, acele parade militare. Am fost astăzi mândru că tatăl meu a fost ofițer al Armatei Române, că eu sunt ofițer în rezervă și fiul meu este ofițer al Armatei Române, luptând într-un teatru de operațiuni. Aceste lucruri definesc, aceste lucruri marchează, aceste lucruri tușează foarte bine patriotismul în sufletul fiecărui român. Nu trebuie să uităm niciodată că românii, că armata noastră, au fost, sunt factori de stabilitate. Nu trebuie să uităm niciodată că România astăzi, mai mult ca oricând, este factor de stabilitate aici, pe hotarul de est a Uniunii Europene și Alianții Nord-Atlantice, care are un partener strategic deosebit, dar și o alianță strategică de vârf. România astăzi este la adăpost și are cea mai mare garanție de securitate din istoria ei. România și-a adus la îndeplinire întotdeauna obligațiile pe care le-a avut față de toți aliații. România astăzi își sărbătorește Ziua Națională. Ziua Națională este emoție. Ziua Națională este sentiment. Ziua Națională evocă durere și balsam.
evocă dragoste și tristețe. Evocă spirit născut și plămădit într-o istorie care a frământat de idealuri. Astăzi suntem împreună pentru a asista și la un eveniment deosebit a celor care au organizat această paradă. Felicit autoritățile locale, felicit garnizoana Roman, pentru că în această seară veți putea asista la acea manifestare numită Retragere cu torțe. Este un eveniment care ridică lumină în suflet și în inimă. Este un eveniment la care suntem împreună pentru a găsi ceea ce ne unește, pentru a depăși ceea ce ne desparte. Este despre frați, indiferent de distanță. Este despre unitate în mai mult și în mai bine. Este despre noi toți. Este despre bucuria românismului adevărat. Dumnezeu să binecuvinteze România, Moldova, neamțul și romanul. Dumnezeu să binecuvinteze românii și pe romașcani. La mulți ani, România! La mulți ani, romașcani! La mulți ani, fraților! Urmează ceremonialul depunerii de coroane. Gardă! Drept! Gardă pentru onor! Înainte! Camerei Deputaților din Parlamentul României. Garnizoana Roman.
depun coroană veteranii de război și Asociația Cadrelor Militare, rezervă și retragere filiala Roma. Pentru situații de urgență pentru Dava al județului Neamț, poliției locale din municipiul Roman. Pentru constituirea dispozitivului de defilare, gardă înainte, marș!
Gardă! Preț! Pentru defilare! Conorul spre dreapta! Gardă înainte! Marș! Operațională dobândită pe durata a 7 misiuni internaționale în 3 teatre de operații. În continuare au trecut prin fața dumneavoastră drapelul de luptă al bazei 3 logistică Zargidava, urmat de plutoanele constituite din militari, aparținând comandamentului bazei 3 logistică, centrului 83 mentenanță est și batalionului 43 aprovizionare și transport Roman I Mușat. Marea unitate asigură executarea sprijinului logistic real, respectiv mentenanța și evacuarea echipamentelor militare, depozitarea și transportul materialelor tehnice și de intendență, a carburanților, armamentului și munițiilor. Zona de responsabilitate acoperă o suprafață de peste 40% din teritoriul național. Defilarea continuă cu detașamentul aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Neam, sub comanda locotenentului colonel Cristian Sandulache, urmat de plutoanele cu militari. Astfel, plutonul cu militari din cadrul detașamentului de acțiuni speciale, sub comanda locotenentului Teofil Grigoraș. Plutoanele cu militari din cadrul comandamentului detașamentului 4 Jandarmi Roman, structuri de pază și ordine publică, comandante de plutonier adjunct Elena Mihai și locotenent Petrica Leșan. Defilează plutonul de paramedici și plutonul de subofițeri echipați în costum de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri roman, parte componentă a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț. De asemenea, prin fața dumneavoastră defilează un pluton format din cadre medicale din compunerea CPU roman, care împreună cu personalul paramedical ISU Neamț încadrează ambulanța SMUR de terapie intensivă mobilă cu misiunea de a interveni în salvarea vieții cetățenilor. Urmează focul de artificii și retragerea cu torțe a detașamentelor din Ministerul Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț, Poliției Locale din municipiul Roman.
comandanții de detașamente. La mine! Suntem una cu țara, că noi suntem popor. Ridicați torțele! Acasă este glia, pădurea și e zborul. E doina și vioara, e răi ce și-a vrut somnul. Împrăștiați prin lume, amele neamuri bune, dor prin țări străine, munceți pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și pe ulițe ierbate, doar vântul las mai bate. Biserica bătrână, din gropot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și e zborul. E doina și vioara, eroi ce și-a plăs omul. Veniți, nu-l lăsați pradă, străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce-i și-a plăs omul. Acasă-i România, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce își află somnul. Urmează ceremonialul retragerii cu torțe a detașamentelor din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț, Poliției Locale din Municipiul Roman. Gardă, vă aliniați! Gardă, drept! Gardă înainte! March!
primăria municipiului Roman și Consiliul Local Roman vă invită la coturile amenajate în fața primăriei pentru a servi din preparatele tradiționale. Vă mulțumim pentru participare!